Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vă invit astăzi să vorbim despre succes, despre greșeli, despre limite și mai ales despre muncă. Vedeți cum la noi munca este un ingredient despre care se vorbește foarte puțin astăzi. Vorbim în general despre munca proastă, cea care este lipsită de rezultate și cea care ne macină viețile. Dar vorbim mai puțin despre oamenii care schimbă România. Și ei există cu siguranță, ne trag spre lumea civilizată cu toate puterile lor. Și asta se va întâmpla și de azi înainte. Vestea despre care vă invit să vorbim este una extraordinară. Una care ne arată că dacă ai răbdare, talent și capacitatea să te înconjori de oameni potriviți, ai putea să reușești. Astăzi vorbim despre un lucru care se vedea de mult, se vedea venind. O companie românească a ajuns pe bursa de la New York pentru prima dată. Este vorba despre WePath, așa se numește, o companie care a pornit într-un apartament din București și care acum avea, și care acum 16 ani avea 10 angajați. Ieri s-a listat la bursa din New York și este cotată la, atenție, 29 de miliarde de dolari, da, am zis bine. Fondatorul său probabil că a devenit cel mai bogat român, pentru că pachetul de acțiuni pe care îl deține este de 6 miliarde de dolari. Proiectul acesta a fost construit pas cu pas, nu a ajuns aici întâmplător și nu este nicio garanție că o să rămână de-a lungul secolelor acolo. Se pot face greșeli, se pot întâmpla diverse lucruri. Dar totuși, asta ne dă niște indicii despre capacitatea noastră a românilor de a face lucruri bune, sau a unora dintre noi. Despre IT se spune în România că, domnule, suntem buni, foarte buni, superbi, uite, IT-știi noștri sunt peste tot. Iar ceea ce s-a întâmplat acum este un fel de încununare. E un merit, o recunoaștere pe care o primesc românii aflați în această industrie. Fondatorul companiei se numește Daniel Dines și el spune un lucru foarte interesant. Nu e nimeni un geniu, noi nu suntem niște genii, n-am făcut nimic extraordinar, dar am înțeles că în fiecare moment trebuie să aducem niște oameni mult mai deștepți decât noi să ne ducă înainte. Un fel de pas cu pas care ne ajută să trecem la niveluri din ce în ce mai înalte. Și aici ajung și eu la o întrebare. Dom'le, oare știm să facem bine lucrurile astea? Ne pricepem noi să facem afaceri mari, stabile, care să fie recunoscute? Iar astăzi o să vă invit să vorbiți despre munca voastră, despre România muncitoare, despre afacerile voastre. Sigur că nu toată lumea o să ajungă la bursa din New York, nu, în mod evident. Dar poate pentru voi succesul înseamnă să aveți o pensiune în care lumea să vină să fie fericită și să aveți un venit stabil. Sau poate aveți un vis pe care l-ați transformat în realitate. Să produceți ceva și să, nu știu, să aveți angajați și să fiți recunoscuți în piață, nu? Vreau să-i aud pe cei care s-au înhămat și cred și visează mereu că pot face mai mult sau mai bine pentru ei, pentru familia lor și să aducă un plus societății. Pe cei care zi de zi își asumă această bătălie. Aș vrea să-i aud pe cei care au pornit de la zero și au reușit, sau cred că au reușit, descrieți-mi succesul. Dar și pe cei care s-au împiedicat, care au avut un vis și a venit momentul acela în care să zic, domnule, nu, și am greșit următorul lucru. Ați mai luat-o de la capăt? Vorbiți-mi despre afacerile voastre, proiectele voastre și modul în care vă măsurați succesul. Apropo, e țara asta o țară a reușitei în care poți să faci afaceri extraordinare? Haideți să vorbim despre succes. 0372069599. Încă o dată, 0372069599. Oameni buni, cât de greu este să construiești o afacere în România? Doamne, greu, ușor, ce trebuie să faci ca să ai succes în țara asta? Și, de fapt, cum ați traduce succesul ăsta economic în România? Și mai spuneți-mi un lucru, ăsta, ce vedem noi astăzi la această companie, e un caz izolat, genial,
Sau avem noi românii de a face capacitatea de a lansa afaceri recunoscute internațional și cât de greu o fi chestiunea asta? 0372069599. Povestiți-mi despre modul în care v-ați construit companiile în care trăiți și lucrați. Hai să dăm drumul la dezbaterea de astăzi. Ciprian, salutare! Bine ai venit la România în direct! Salutare, bine v-am găsit! Aș spune mai întâi că WePath este excepția care confirmă regula, de fapt, din păcate. Adică? Noi ca români, noi suntem o piață mică, noi suntem într-o zonă mică din punct de vedere al acestui mediu de business global. N-ai cum să... Și sunt mulți până la WePath care au încercat și au mers în Silicon Valley cu bani din România și au încercat să facă acolo, să atingă această performanță pe care s-a reușit de curând cu această companie, care a pornit din România, clar, și n-au reușit, pentru că este foarte... Adică este... Dacă nu vii cu ceva nou, și care să accepte piața, cum ai spus și tu mai devreme, acum, nu știu, 15-20 minute când ai avut intervenția dinainte de emisiune, este foarte greu. Și american să fii, și compania americană. Iar la noi, din păcate, noi nu avem o cultură din aceasta de business mare încă, pentru că nici nu avem atât de mult capital pe piață. Iar capitalul care s-a investit, miliardul ăla jumate care s-a atras inițial pentru dezvoltarea ideii de business de la WePath, a venit tot din state. Asta e adevărul. Uh-huh. Suntem cam săraci. Din păcate. Dar suntem săraci și în capacități? Adică în capacitatea de a face lucruri? Diferența este că, știi, noi ca popor în general, ca și popor american, german și așa mai departe, avem o anumită capacitate. Adică nu e ceva. Din punctul meu de vedere, este un procent de oameni care se transformă de-a lungul vieții în elita acelei societăți. Dar care realitatea este că cât de mult visăm noi că suntem extraordinari așa ca nație și nu numai noi, toți se visează. Înțelegi? Adică toți au așa o cotă de supraevaluare. Realitatea este că de fapt oamenii lider și leadership este foarte mic și așa este în toată lumea, nu numai la noi. Noi, într-adevăr, ne credem un pic de buricul Europei, dar nu suntem. Și nu suntem, din păcate. Și o demonstrăm noi prin întreaga noastră, al nostru zbucium economic, politic, dezvoltarea țării de 30 de ani încoace și așa mai departe. Adică avem argumente în domeniul ăsta, dar sunt oameni capabili care se nasc cu fiecare generație. Deci fiecare generație consider, cred eu, că are potențial lideri și potențial oameni de afaceri de succes. Doar că este un procent mic și așa nu e normal la noi. Nu că suntem noi mai proști. Nu, așa e peste tot. Asta este realitatea. Da, eu nu mă consider că suntem mai proști. N-am zis. Ai o afacere? Adică da, ești... eu și soția mea avem fiecare business-ul lui. De exemplu, soția mea are un business despre cursuri de programare pentru copii. Și cum vă merge? Ei merge foarte bine, mai ales cu pandemia, că s-a trecut pe online, s-a trecut din offline în online și normal că online-ul îți oferă posibilitatea unei piețe mai mari. Eu sunt cu service auto. Nu vreau să povestesc că n-are rost. Cum îți merge? E groaznic, este groaznic în domeniul meu, datorită sistemului în care funcționăm. Datorită sistemului, adică eu am... Ai pornit de la zero? De la zero. Zero. Adică n-am avut niciun capital de lucru consistent și a trebuit să o iau de fiecare etapă, etapă cu etapă, pas cu pas. Adică am avut bani de investiție foarte puțini, am reușit să am un colectiv de 4-5 angajați, dar lucrând cu companie de asigurări este groaznic, este ceva așa. Adică, practic, la orice pas eu sunt bun. Adică, dacă vine un audit vreodată, să zicem că mi-a face cineva, un investitor, un audit, n-a investit în mine nici 2 lei, pentru că eu, cu facturile neachitate, eu sunt în impozitiză de plată. Și atunci... Deci este... Și asta datorită sistemului în care funcționăm, economic. Poți să te mai dezvolți?
Da. În primul rând, noi, ce n-am reușit noi, România, de 30 de ani, ce cred eu că n-am reușit noi, să recunoaștem, bă, nu prea ne ajută capul să organizăm legislativ societatea asta și să funcționeze în întregul ei. Să ne fi dus naibii la o țară, bă, care-ți mai desezi, nemții, francezii, nu știu, să că fi zis un lider de ăsta, de pe vremea lui Iliescu și al Năstase, bă, să luăm și noi un exemplu de undeva, să pornim, să vedem, să copiem, pur și simplu să copiem un sistem care funcționează, cât de cât. Noi nu avem așa ceva, noi tot venim și aducem, se trezește câte unul, să, adică în funcție de interese, că nu se trezește unul noaptea, bă, să face să fie bine, nu, sunt interese întotdeauna, bineînțeles, financiare, și influențe, care se, la noi în România, față de o țară civilizată, că mai se câștigă mult mai ușor. Și atunci vine ăla de la asigurări sau ăla altul care are un service mai șmecher sau știu eu, nu știu cine. Sunt tot timpul interese. Sau mai sunt niște politicieni care au pus-o de o companie, două, trei de asigurări pe vremea când erau la putere și controlează oarecum normal. Foarte interesant. Ce-mi povestești? Sistemul și tot așa ajungem și noi nu avem o chestie clară. Noi nu avem unde. Adică noi în România atunci... am ajuns... Cum noi se am întâmplă? Ajuns în România, noi am ajuns în România, scuză-mă că te întrerup, dacă tu în Germania ai o poliță de asigurare și suferi un accident, tu nici măcar nu ești, să zicem, deci ți se livrează bani în două săptămâni, indiferent de situație, fără să clipești, fără să-ți dai seama, ți s-au livrat bani în cont, poate ești încă internat în spital că te rupt un picior, Doamne ferește, sau știu eu ce, și tu te-ai trezit că ai bani acolo. După aia mai discuți cu ei mai departe, dacă îți convine, dacă mai vrei. Da, dar în cazul să... nostru, în industria asta, dar în industria asta la noi, ca să știi, în Germania, la ASF-ul lor care reglementează, sunt între 3 și 6 reclamații făcute de către păgubiți asigurați pe an. Uite, îți promit că o să fac noi... o discuție separată de chestiunea iar la asta. Noi în România, iar la noi în România, doar o singură companie în ultimele 3 luni are 16.000 de reclamații. Mulțumesc mult! Uite, vezi că am ajuns la obstacole. Astăzi vă cer experiențele voastre ca antreprenori și oameni de afaceri. Oamenii care mișcă România din loc. Avem cel mai mare succes al creativității și industriei românești. Este listat la bursa din New York. Da? Dar cât de greu este să te ridici în România, să construiești de la zero și să ai succes? Și dacă da, succesul cum îl definește? Asta vreau să aud. Experiențele voastre. Marius, salutare! Salutare, Cătălin! Mă bucur că te prind, chiar dacă sunt plecat din țară. Eu vreau, în primul rând, să te felicit WePath și pe Dimeș pentru ce a creat. În al doilea rând, vreau să te felicit și alți învingători români, pentru că suntem mulți, chiar dacă noi suntem tineri în domeniul antreprenoriatului. Am avut o clasă înainte de, în perioada interbelică, înainte de război și de comunism, în care, de exemplu, ICC Industry, nu știu dacă vă spune ceva cu domnul Farber, care deține Azur în Timișoara, e un business dinainte de comunism, să zic, care trăiește în America, tot așa, firmă de miliarde. Avem în țară multe firme și mult exemplu. Eu spun că nu stăm chiar așa rău, ținând cont că am venit de 30 de ani în democrație. Eu n-am zis că stăm rău. Eu doar vă întreb cum reușiți în România. Asta e, vă că tu n-ai reușit multă muncă, în România. Cu multă muncă. Eu nu știu dacă am reușit, îmi doresc să reușesc. Am un grupuleț de firme, am facturat anul trecut 31,6 milioane de lei cu 57 de oameni și îmi doresc de ce nu să ajung și eu la miliard și de ce nu să ne listăm la o bursă internațională. E ceva, ce vindeți? Dar mai ce e mult vindeți? De muncă până acolo. Ce vindeți? Care, dacă avem mai multe, așa cum am spus, avem un grup, dar grupul este legat de spume poliuretanice. Producem niște cuțite industriale pe care le vindem în 49 de țări. Avem o fabricuță mică de saltele, în care producem saltele și vindem la export și pe intern. Ca patron, ca antreprenor, care e lucru cel mai greu cu care te-ai confruntat în România? Nu știu. Astăzi, cu lipsa personalului calificat și lipsa studiilor din școli. Școlile profesionale s-au distrus și de aici pleacă marea problemă. Și a doua este de mentalitatea noastră. Nu reușim să ieșim dintr-un cerc închis în care să visăm și să fim realiști în același timp. Am avut ocazia să lucrez
cu firme din străinătate, nu mă simt mai prejos decât cei din străinătate, doar că nu știm să vindem, nu știm să ne facem cunoscute produsele și calitățile. Și a doilea ar mai fi sistemul bancar, care eu îl văd nu te ajută foarte mult. E greu ca să, dacă nu ai un capital la început, e greu ca să pleci și să te dezvolți, pentru că sistemul bancar este un sistem bazat pe imobiliare. Fii atent, uite ce spunea aici patronul acestei, să zicem în momentul ăsta, cea mai de succes companie românească, că la fiecare etapă importantă, când a vrut să meargă mai departe, s-a înconjurat de oameni care știau mai... Asta a spus-o Tiriaca cu câțiva ani în urmă. El a spus că a fost atât de deștept că și-a dat seama că e prost. Și când și-a dat seama că e prost, și-a angajat oameni mai deștepți ca el lângă. Deci, într-un fel sau altul, cei care au reușit asta au folosit ca și metodă. Și eu v-am spus, sunt multe exemple de succes. Dacă luăm pe Radu Georgescu, de exemplu, care a vândut RAV la Microsoft acum ani în care era pionier în domeniul lui. Dacă luăm, dau un exemplu, pe Dan Șucu, care iarăși a făcut o chestie spectaculoasă în industria mobilei. Avem un alt furnizor de mobilă foarte puternic al lui Ikea Aramis în Baia Mare, în care domnul Iacob și Selescu, doi oameni antreprenori foarte discret, au un business de un sfert de miliard, fără să vorbim de frații Pavel, care au grupul lor, e singura, cred că, firmă privată din România cu capital social de 1 miliard de euro. Da, adică sunt cazuri multe, fără să vorbim de Tesari de la Digi, fără să vorbim de Banca Transilvania. Deci eu spun că avem foarte multe cazuri și multe exemple de succes și doar trebuie, stăm puterea noastră, antreprenorilor, a fiecăruia dintre noi, ca să ducem mai departe. Dă-ne un sfat, nivelul. Pentru că ești un om care, cât profit ai făcut anul trecut? Pe total firme a mers undeva cu 9,7% marjă de profit din suma menționată anterior, adică 3,6 milioane. Deci vreo 3 milioane de lei, da? Da. Dă-ne un sfat de la înălțimea milionarului care prin muncă mult a reușit. Sunt oameni care ne ascultă acum, oameni tineri care pornesc la drum. Dă-ne un sfat. Că totuși ești, eu sunt... Nu cred că există cazuri miraculoase. Noi muncim foarte mult. Eu stau foarte puțin cu familia. Dacă ziua ar avea 26 de ore, câteodată nu mi-ar ajunge. Nu știu dacă e soluția bună. Am avut un asociat într-una din firme, el mi-a spus, eu nu vreau să devin Marius. Adică el a ales altă cale. A devenit și el antreprenor, nu știu dacă de succes sau nu, dar mi-a spus că el nu vrea să fie Marius. Înțeles, să stea toată ziua acolo. Eu am contribuit cu munca. Alții contribuie cu valoare adăugată sau cu o idee genială, cum a făcut Uipetu sau Radu Georgescu la vremea respectivă. Alții prind o nișă foarte favorabilă. Însă eu cred că nu există o singură idee. Eu nu l-aș uita nici pe Marius Ghenia, de exemplu, nu l-aș uita nici pe Stanciu de la EMAG, care devine un lider regional cu EMAG-ul și cu comerțul online. Adică sunt mulți care fiecare, dacă îi analizăm separat, aduc ceva. Păi, uite că ai numit o clasă întreagă de oameni de afaceri. Mulțumesc tare mult, să știi că te chem. Adică o să fac apel și la voi în ziua în care o să recomandați statului român să facă niște lucruri pentru aceste companii. Mulțumesc pentru listă, mulțumesc pentru încredere și mulțumesc pentru muncă. De fapt, despre asta e vorba. Azi la 0372069599 vreau să aud România muncitoare și modul în care se descurcă în țara asta. Dom'le, putem să facem, să avem succes și aici? Cât de greu e să construiești o companie în România și ce trebuie să faci ca să ai succes? Sunt foarte, foarte curios. Eduard, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua și bine v-am găsit. Ești foarte tânăr. Cred că trebuie să definim puțin succesul UiPath. Antevorbitorii mei au spus de un factor cheie, muncă și iar muncă. Asta este clar. Fără muncă nu se poate face nimic, în niciun domeniu. Iar acum aș vrea să mă duc pe nișa aceasta mai îngustă a inginerilor software, pentru că aici intru pe o cale bună a României. Sunt încă facultăți și producem ingineri software, dar cu mentalități vechi. Bun, ce îi definește pe oamenii de la UiPath? Scuze, o fac o mică paranteză. Eu am lucrat ca freelancer, sunt inginer de software, de telecomunicații, am lucrat afară, n-aș putea să spun persoană fizică autorizată. Sunt fericit, nu-mi lipsește nimic.
în acest domeniu. Nu țin neapărat să ajung la sume astronomice. Important este să... viața mea a fost în permanență un echilibru între obținerea de bani și viața de familie, viața personală. Trebuie gândit și la acest aspect. Bun. Revenind la UiPath și la ceea ce îi definește succesul, lucrez într-o multinațională acum, ca angajat, și este foarte bine, într-o firmă care folosește roboții de automatizare de la UiPath. Este fantastic ce au făcut băieții și cum își creează succesul pe baza automatizărilor. Haideți să luăm puțin de la zero ce au făcut oamenii aceștia. Unul sau mai mulți dintre ei, sigur, au fost ingineri software. Da? Practic au învățat și au pus osul la muncă să învețe C, C++, Java, Python și alte sisteme alte limbaje de programare. O dată. A doua oară, sunt foarte buni ingineri de sistem. Ingineri de sistem care, asta înseamnă că cunosc sistemele de operare, gen Windows, Linux. Este o altă meserie, dar trebuie să o știi. În al treilea rând, trebuie să știi baze de date, pentru că tot ce ne înconjoară în lumea asta implică baze de date. Orice. Orice în lumea știi aceasta povestești este acum? O bază eu de te-am date. Ascultat. Dar aici fiind o emisiune cu profil general, deci îmi dau seama că sunt oameni care înțeleg limitat, așa cum și eu înțeleg limitat chestiunea asta. O să fiu mai scurt, am înțeles. Deci da. Am enumerat niște... Nu, mi-ai spus așa, că voiam să traduc. Știință de carte, nene, carte multă, multă. Așa este. În afară de știință de carte, ceea ce au avut oamenii aceia, au avut ambiție și foarte, foarte multă inteligență emoțională. Al doilea factor cheie, care este la fel de important ca munca, este aceea ce a spus dumneavoastră. Au știut să-și aleagă oameni mai deștepți decât ei și să progreseze. Asta este factorul de bază într-un progres. Mă duc, stau alături de un om inteligent, învăț de la el, comunic. Asta este factorul cheie pe care America l-a înțeles. Lucrul în echipă. Nimic nu se ascunde. Suntem cu toții inteligenți, dar trebuie să formăm o echipă și să ne clădim unul peste altul. Inteligența emoțională, cred că i-a definit foarte mult pe acești oameni. Uite, îi felicit. Și, vreau să spun și ceva este foarte greu. Care completează ceea ce povestești tu, Eduard. De emisiunea asta ești pe Facebook, puteți să o urmăriți și acolo. Stai o secundă alături de mine. S-a dus, a oprit. Emisiunea asta e și pe Facebook. Îmi scrie acolo un prieten, un român de succes, care a plecat de ani buni în străinătate, a ales calea străinătății, lucrează într-una dintre cele mai mari companii de finanțe de prin lumea asta, iar jobul lui este să chiar să se ocupe de operațiuni la bursă. Și îmi scrie printre altele un e-mail legat de chestiunea asta de WePath, sigur că toți sunt interesați de asta. Ce este interesant este că în top și middle management, adică la vârful acestei companii, nu găsești români. Și face următoarea constatare. Inginerii români sunt buni executanți, excelent să scrie cod și în general la partea tehnică, însă nu au o viziune antreprenorială, management și capacitatea de vânzare. Asta a făcut diferența cu această companie, care sigur că a devenit una internațională, nu a lucrat numai cu români și, cum spunea patronul ei, s-a înconjurat de oameni deștepți care au știut să-l ducă pas cu pas mai sus. Cum faci tu să ai succes însă cu o companie în România? Petre a venit la România în direct. Salutare! Salutare tuturor! Mă bucur să fiu alături de voi astăzi. Ascult cu drag tot ceea ce spuneți. Ceea ce definește Poneca și companie este următorul slogan. Nimic nu este imposibil, tot se poate. Am văzut primul ascultător, a folosit o grămadă de ligații. Cred că ceea ce ne oprește pe noi să ne exprimăm și să punem în practică visurile noastre este învingerea temerilor. Pentru că eu când am început business-ul într-o zonă mai puțin dezvoltată a României și am spus ideea prietenilor din jurul meu, a rudelor și mai departe, prima reacție a fost să râdă de idee. Dar ce idee ai? Ia, spune-ne, ce idee? Noi suntem pe o platformă de comerț online. Așa. Vreau să zic că am început de la zero.
am folosit doar resursele pe care le-am acumulat și aici am stat pentru ascultători, chiar dacă sunt angajat sau oriunde ar fi, cum spuneam mai devreme, antevorbitorul meu, stau în preajma unui om pregătit, un om capabil, un om cu experiență. Oriunde s-ar afla, ei să caute să se dezvolte mai mult decât atribuțiunile care le au. De exemplu, eu am lucrat în vânzări. Așa. Am lucrat în curierat, am lucrat la multinaționale. Acolo nu m-am limitat doar la a vinde, ci am învățat și ce înseamnă contabilitate. Am stat pe lângă contabil, am pus întrebări, am găsit soluții pentru clienți, să fim flexibil. Am învățat în paralel cu vânzările și partea de fiscalizare. Petre, hai că acum lumea e curioasă și mă întreabă ce vindeți, ce vânzări. Comerț online. Am început pe zona de IT. Vreau să spun că am început de la zero, fără niciun ban. Am avut în jurul meu persoane care au lucrat pro bono, pentru că au crezut așa de tare în ideea mea și care a devenit ideea noastră. În câțiva ani am ajuns partener oficial la branduri de top. Cifra business-ul nostru, nu numai în pandemie, dar avem o creștere accelerată de 30-40% medie pe an. Ne dezvoltăm. Aducem oameni tineri, vindem de la, am zis că am început pe partea de comerț online cu echipamente IT, acum vindem din toată gama de produse, de la produse pentru casă, pentru copii și așa mai departe. Câți oameni ai în companie? Acum suntem 10 persoane. Vindem pe piața de România, Bulgaria, acum și pe Ungaria. Am început să facem importuri din China, avem echipă acum în formare pentru vânzare pe proiecte la nivel regional, adică să facă vânzare directă către companii. Deja ne-am numărit portofoliul de companii care le furnizăm echipamente din zona de IT, din categoria de IT și nu numai. Am constatat că mulți oameni, românii, sunt foarte inventivi. Au multe idei și aici fac o scurtă paranteză, foarte bine s-ar plia pe conceptul de oceane albastre. Adică să se diferențieze din zona de concurențial de oceane roșii cu o idee nouă, inovatoare, care să răspundă la satisfacerea unor nevoi. Și care e lucru? Au multe idei. Problema lor este că au blocaje. Așa că nu se poate, noi suntem prea mici, noi nu avem bani, ne trebuie bani, el nu mi-a trebuit niciun ban. Eu mai țin ceva prelegeri, ce țin când a fost înainte de pandemie, și la studenți. Am o legătură cu mediul academic de aici, de la noi, și vreau să zic că acum am un concurs cu studenții de la marketing și de la facultate de calculatoare, în care le ofer premii, laptopul, tablet, telefon și mai departe, pentru idei inovative în comerțul online. Da, e foarte... Îi pun să creadă în asta. Și plus de asta, spuneam că cu studenții le țin public speaking sau prelegeri cu exemplu meu de viață, să le spun exact, să le transmit faptul că se poate, trebuie să creadă foarte tare în ceea ce fac. Și primul semn este că cei din jurul lor vor râde de ei. Vă spune că nu se poate. Și ăla înseamnă că este un semn că pot să dea frâu liber visul lor. Petre, da? te susțin în orice moment. Mulțumesc tare mult. Să ne inviți. Cred că mai avea o idee, Sorin, stai. Infrastructura rutieră și am mers pe infrastructura online care este cea mai bună și cea mai rapidă. Mulțumesc tare mult, Petre, să mă inviți și pe tine la cursurile tale, pentru că cred că aș avea foarte multe de învățat. Sunt puțini oameni. Ceea ce auziți astăzi este vârful unei piramide, a unei clase sociale care mișcă țara asta din loc. De fapt, despre asta e vorba. Și este foarte important să le cunoaștem experiențele acestor oameni. Sigur că ei mulți par mult mai bogați decât noi, dar probabil că asta vine și cu foarte multe sacrificii. Salutare, Lucian! Vorbim despre cum se face succes sau dacă există succes în România. Salutare, mă bucur să fiu alături de voi și am insistat să sun și să intru în direct cu tine și cu ascultătorii tăi, pentru că cred că sunt exact în profilul emisiunii tale. Și aș structura intervenția mea în două momente. Momentul în care ating și eu ceea ce înseamnă WePath și vin cu o analiză
întotdeauna ca și antreprenor trebuie să ai grijă către cine tinzi sau cum te, cu, către cine, cu, în față de cine te raportezi, pentru că s-ar putea ca dacă vrei să ajungi până la soare să fie mai greu să ajungi până acolo. UiPath este o excepție, o reală excepție, nu doar la nivel național, ci la nivel mondial. Este ca și un talent ca lui Cristiano Ronaldo, care se naște odată la 10 milioane de oameni. Așa. Și este sigur o poveste de succes care trebuie apreciată, dar nu cred că pot multe firme din România în special să tindă înspre așa ceva. Și acum mă duc la următoarea idee. Explic cine sunt. Eu fac parte dintr-o... Adică sunt cofondator celei mai mari platforme de SaaS, de magazine online din România. Și am început cu o firmă care se ocupa cu realizarea custom-made a magazinelor online. Am hotărât pe parcurs că am înțeles dinamica, am hotărât pe parcurs că e nevoie de un produs propriu. Am dezvoltat un produs propriu, SaaS, însemnând Software as a Service, o platformă pe care o închiriezi. Nu trebuie să ți-o faci de la zero și să te coste prea mult, ci primești funcționalitățile pe un abonament. Și ce pot să spun este că dintr-o idee full românească, complet românească, am ajuns în etapele pe care trebuie să le ajung, să le treacă practic toți cei care vor să aibă un succes, nu doar în România, dar în general în mediul antreprenorial. Și anume, am ajuns în direcția în care am primit investiții din angel investor din România. Prin acele investiții, prin Smart Money, am reușit să creăm parteneriate cu una dintre cele mai mari bănci din România, cu una dintre cele mai mari companii de telecom din România. Și prin acestea am ajuns acum să fim deja achiziționați de un fond din Polonia, care și a focusat pe noi... Spune-mi ce ai învățat, Lucian, pe drumul acesta care a durat câți ani? A durat în total, bine, de când suntem de 15 ani, dar platforma în sine, platforma de e-commerce, am dezvoltat-o acum 6 ani de zile am început, am ieșit în beta acum 5 ani de zile și acum suntem deja la nivelul la care investim, prin investiția care am primit-o din fondul din Polonia, investim într-o tehnologie și mai performantă. Ce-ai învățat? Lucrul cel mai important, că ne ascultă sute de mii de oameni acum care se uită astăzi realmente numai la povești de succes. Ce-ai învățat? Întotdeauna trebuie să filtrezi informația pe care o ai. De exemplu, în momentul în care UiPath spune că ei au avut lângă ei oameni deștepți, sau Ion Țiriac spune același lucru. În fapt, eu aș delimita inteligența și deșteptăciunea. Inteligența este o chestiune nativă, bănat cu capacitatea de a memora o pagină întreagă, deșteptăciunea este mai degrabă o experiență care vine și cu care vii. Și asta am învățat eu personal și asociații mei mai apoi, sau prin asocierile pe care le-am creat, să am în vedere ca acolo unde eu nu excelez, să vin cu parteneriate să exceleze. Deci când zic că m-am înconjurat de oameni deștepți, mă refer că am acoperit o nevoie pe care am simțit-o eu. Și când vorbea un antevorbitor de-al meu de inteligență emoțională, cred că ar trebui dus puțin mai departe. Un antreprenor are nevoie de un spirit antreprenorial care include inteligența emoțională, dar include și capacitatea de a înțelege sau de a avea experiență deja pe anumite domenii. Pentru că realitatea este că până să ai succes, trebuie să ai eșec. Pentru că din el înveți și înțelegi care este direcția. Dar am avut eșecuri, desigur. Am avut eșecuri în direcțiile în care am fost, în parteneriate pe care le-am ales, care n-au fost productive, dar am învățat tocmai din ele direcțiile de pe care trebuie să le urmăm. Și aici vine spiritul antreprenorial, din punctul meu de vedere, care, după cum ziceam, include și inteligența emoțională. Excelent. Și acum aș puncta și... Da, scuză-mă. Am zis doar excelent, adică eu sunt încântat de discuția de astăzi pentru că eu învăț foarte, foarte multe lucruri de la voi și de la succesul ăsta. Ce ne lipsește sau ce avem nevoie sau care este sistemul? În realitate, în România avem nevoie de bune practici. Startup-urile de inovație au nevoie de seniori, ca să spun așa, care să-i ghideze și să-i coordoneze. Cartea pe care am citit-o cu 5 ani de zile, dacă o citesc acum, o înțeleg complet diferit. Sigur, avem acces la acest tip de informație, dar ar fi bine, sau avem nevoie, sau ai nevoie ca să ai cât șansa de a avea succes, să poți să primești informația filtrată deja prin experiență. Spune-mi, și asta ne lipsește. Spune-mi un ultim lucru, ca să stau cu inima în păcate astăzi. Ești și tu milionar?
este relativ, este foarte relativ, dar suficient. Adică într-o zonă de confort suficient. Încă nu am ieșit complet, încă vrem să dezvoltăm mult mai mult această platformă, planurile sunt foarte mari, vrem să ieșim în Europa să atacăm puternic piețele pentru zona de e-commerce. Și ziceam să scoatem o nouă versiune care va fi și mai performantă. Deci, până ne-am oprit. Vă țin pumnii, adică, din punctul meu de vedere, mulțumesc tare mult. Spor la treabă. Asta e lucru pe care îl spun. Deci, vorbești cu oameni, sigur că ei par a fi excepții, dar o să vă zic că s-ar putea să fie mai mult de atât, însă mai avem de vorbit astăzi. Cred că e rândul lui Adrian. Salut, Adrian! Bine ai venit la România în direct! Bună ziua, mă bucur foarte mult să fiu în legătură cu dumneavoastră. De mult timp încerc, dar nu am reușit niciodată. Eu zic că există speranță, există de dezvoltare în România. Este foarte important atunci când îți dorești să faci ceva, să perseverezi. Eu sunt tânăr antreprenor, am trecut prin câteva mici afaceri, nu sunt mare afacerist, dar este foarte important atunci când începi ceva și când ajungi la un impas, la diferite praguri de dificultate, să nu abandonezi. Să nu abandonezi, pentru că totdeauna se găsește o portiță de a merge înainte. Nu cred că există domeniul de activitate la nivel mondial chiar să nu meargă. Merge, este foarte important cum îl faci și să-ți placă ceea ce faci. Pentru că dacă nu-ți place, nu se leagă. Spui că ai avut și eșec, da? Adică... Am avut și eșec, categoric am avut și eșec, adică am investit, am ajuns la un punct în care trebuia să mai investesc, nu mai aveam posibilitatea financiară, nu aveam cum să obțin un credit pentru că nu aveam vechime destul de mare cu firma, dar m-am limitat, nu am mers mai departe și ieși din impas. Un sfat, nu știu să zic, pentru statul român cu ce ar putea ajuta, e simplificarea multor chestii care actele sunt bune, dar nu toate, din punctul meu de vedere. Și aici zinele, trebuie studiat birocrație. Birocrație foarte multă. De exemplu, am înființat un proiect pe startup. Așa. Și aici trebuie văzută foarte mare atenție. Am implementat proiectul, am luat utilajele, m-am apucat relativ de activitate, pentru că tot statul te oprește oarecum să-ți începe activitatea, pentru că ai nevoie de o grămadă de acte, de tot felul de minuni. Primești banii de la startup mai târziu, după care ajungi să plătești un comision destul de mare la bancă și te trezești că ți intră și fără TVA. Da. Mă înțelegeți? Te înțeleg și stau să mă gândesc la toate stările pe care le trăiește un astfel de om care și-a luat soarta în mâini și care mai este responsabil și pentru alții. Cât de greu trebuie să vă fie într-o astfel de situație? Este greu pentru că ai salarii, ai poate spațiu în chirie, poate nu, depinde de situație fiecare. Dar trebuie să le duci până la capăt, să mergi prin ele, pentru că nu poți să abandonezi. Dar există speranță, există posibilitate. Există posibilitate pentru un tânăr care nu are neapărat foarte mari fonduri să-și deschidă ceva și să realizeze. Pun tot felul de fonduri și de investiții pe care poți să le faci. Ce visezi? Fonduri europene. Ce visezi? Care-i visul tău? Visul meu este să ajung și eu un pui de milionar. Banii sunt forța principală sau care-i forța principală într-o astfel de întreprindere? Nu cred că sunt banii forța principală. Am un lapsus acum. Au o importanță. Au o importanță, da? Foarte mare, dar nu banii. Ideea, locul în care faci, activitatea pe care o faci, felul în care o faci și toate astea duc la un succes. Mulțumesc tare mult! Mi-ar fi plăcut să am mai mult timp astăzi să aud poveștile voastre și să aud modul în care ați reușit să mergeți mai departe. Poate oamenii care au intrat astăzi în direct vi s-au părut excepționali, pentru că, sigur, unii dintre ei, la nivelul vieților noastre, sunt foarte bogați și
ne este foarte greu să ieșim din paradigma asta când ne uităm, uite, Cutare e bogat, Cutare a făcut foarte mult, foarte mulți bani. Dar cred că este vorba de foarte, foarte multă muncă. Și dacă este să rămân cu ceva din această emisiune și nu este prima dată când aud acest lucru, este următorul. Și anume că reușita în viață de foarte multe ori și în afaceri și în tot ceea ce facem depinde de oamenii cu care ne înconjurăm. Am văzut la un moment dat sfatul ăsta la un om foarte muncitor care spunea: este bine să ai în jurul tău oameni deștepți sau mulți oameni mai deștepți ca tine. Asta ar trebui să fie o învățătură, după această emisiune și după acest succes, ar trebui să fie o învățătură chiar și pentru statul român. Statul român, politicianul român, dacă vrea să aibă succes, cum au toți oamenii care au vorbit astăzi la România în direct sau alții, ar trebui să se înconjoare de oameni deștepți și mult mai deștepți ca el. Asta este calea progresului, sau, mă rog, una dintre căi. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.